În județul Timiș a fost înregistrat încă un deces cauzat de virusul SARS-CoV-2. Potrivit Direcției de Sănătate Publică Timiș, în intervalul 5-12 februarie au fost confirmate 35 de cazuri de infectări cu noul coronavirus. Printre pacienții depistați infectați se numără și un minor și un cadru medical. De altfel, în același interval au fost efectuate 882 de teste, dintre care 843 rapide. Datele Direcției de Sănătate Publică Timiș înregistrează un nou deces cauzat de COVID-19. Din cauza complicațiilor cauzate de virus, o persoană a pierdut lupta cu boala.